în urmă cu 10-15 ani, în țara noastră, prin reabilitare pulmonară se înțelegea doar kinetoterapia rezervată în special cazurilor de supurații pulmonare, sindrome pleurogene și sau deformări toracice. Bolile cronice însă au o prevalență în continuă creștere în practica curentă, consecința îmbătrânirii populației, a multiplicării factorilor de risc și a scăderii imunității. În viziunea unui tratament cu abord holistic al bolilor pulmonare cronice, nu se concepe ca intervenția farmacologică să nu fie dublată și de un abord nefarmacologic, respectiv reabilitare respiratorie. Despre ceea ce înseamnă reabilitarea respiratorie ne vorbește doctorul pneumolog Gabriel Gavriluț. Recuperarea sau reabilitarea respiratorie presupune utilizarea tuturor mijloacelor și valorificarea tuturor resurselor, atât ale personalului medical, cât și ale sistemului de sănătate, dar mai ales ale pacientului, pentru a oferi bolnavilor cu boli respiratorii cronice o viață cât mai normală, sigur, în limitele capacității funcționale ale fiecăruia. Scopurile reabilitării respiratorii sunt următoarele. În primul rând, reducerea simptomatologiei respiratorii, mă refer la, în special, la dispnee și fatigabilitate. Tot printre beneficiile reabilitării respiratorii sunt cuprinse și ameliorarea dispneei, anxietății și depresiei, frecvent întâlnite la acești pacienți cronici, și nu în ultimul rând, reducerea costurilor cu medicația. Reabilitarea respiratorie se adresează unui grup de pacienți cu afecțiuni cardiorespiratorii și alt grup de pacienți cu afecțiuni extrarespiratorii, dar care în evoluție determină tulburări ventilatorii până în insuficiență respiratorie. Din primul grup al afecțiunilor bronhopulmonare, aș aminti afecțiunile obstructive, în primul rând bronhopneumopatia obstructivă cronică, formate de astm bronșic, bronșiectaziile și bronșiolită obliterantă. Tot în cadrul afecțiunilor bronhopulmonare există afecțiuni restrictive, mă refer la fibroza pulmonară de cauză idiopatică sau care apare în afecțiuni reumatologice sau imunologice cu afectare pulmonară. Ce presupune reabilitarea respiratorie? Având în vedere că este o terapie complexă și individualizată, în primul rând este nevoie de o testare a capacității funcționale a fiecărui pacient. Aceasta presupune atât aprecierea gradului de obstrucție bronșică, a forței mușchilor inspiratori, dar și evaluarea gradului de dispnee, utilizând diferite scale și chestionare. După ce se trece de evaluarea funcțională, un rol foarte important îl are informarea și educația pacientului. Pacientul trebuie informat cu privire la caracterul cronic al bolii, adică o boală care nu se vindecă, și la fel trebuie informat despre simptomatologia bolii respective și posibilități de amendare a simptomatologiei. Educarea pacientului presupune, în primul rând, reeducarea respiratorie, pacienții nu știu să respire corect, iar în al doilea rând este foarte importantă utilizarea corectă a dispozitivelor de administrare a medicației inhalatorii. Trecând de educație și de informare, la fel de important este antrenamentul mușchilor respiratori, antrenamentul musculaturii generale, mai folosim tehnici de drenaj bronșic însoțite, asociate sau nu cu haloterapie, abandonarea fumatului, terapie psihosocială. Deci, în concluzie, beneficiile unui program de reabilitare pulmonară ar fi reducerea simptomatologiei respiratorii, îmbunătățirea capacității de efort, ameliorarea calității vieții, ameliorarea anxietății și depresiei și, nu în ultimul rând, scăderea costurilor cu asistența medicală. Un program de reabilitare pulmonară îmbunătățește starea pacientului cu afecțiuni respiratorii cronice și calitatea vieții acestuia. Reabilitarea pulmonară crește capacitatea de efort și reduce simptomatologia din timpul nopții și al zilei. De asemenea, scade numărul și durata exacerbărilor, astfel adresabilitatea la medic și numărul și durata spitalizărilor vor fi mai mici.